Iașiul va avea tramvaie noi până la sfârșitul acestui an. Până cel târziu, pe 31 decembrie, la Iași va ajunge primul lot de 7 tramvaie fabricate în Polonia la uzinele PESA. În total, până la sfârșitul anului 2022, prin Iași vor circula 22 de tramvaie noi. Ultimele astfel de mijloace de transport în comun au fost cumpărate pentru Iași în urmă cu mai bine de 50 de ani. O delegație din Primăria Municipiului Iași și Compania de Transport Public se află în Polonia la fabrica de tramvaie PESA pentru a vedea primul tramvai nou care va ajunge în Iași. Două luni va dura omologarea tramvaiului în probe de stradă, laborator și depou, după care prima serie de 7 tramvaie va ajunge în acest an la Iași. Da, e o primă deplasare pe care o facem la producătorul de tramvaie polonez. Uzina se numește PESA, acolo avem o comandă de 16 unități de transport care vor fi furnizate în perioada următoare. Parte din ele vor veni în acest an, diferența la începutul anului viitor. Tramvaiele sunt niște produse care se fac doar la comandă. Mergem de mâine direct la fabrică pentru a verifica starea tehnică a primului produs fabricat pentru Iași, după care el intră în omologare timp de 2 luni de zile. Urmează să facem teste funcționale pentru a asigura toate elementele tehnice așa cum a fost el proiectat și, sigur că da, pe care ne pregătim și o să stabilim și o soluție de transfer al lor pe Polonia către România. Cel mai sigur vor ajunge pe tren și avem experiența necesară pentru punerea lor pe șină. Iașiul va cumpăra tramvaie noi în a doua etapă, etapă în care vor fi aduse tramvaie fabricate în Turcia. În etapa următoare vor veni și tramvaiele fabricate în Turcia, pentru care am plătit și acolo avans. Sunt oarecum similare, chiar dacă sunt producători diferiți. În total 32 de unități de transport vom avea până la sfârșitul anului viitor, cu o valoare de peste 400 de milioane de lei. Toți bani nerambursabile. Toate cele 32 de unități sunt de mare capacitate, de circa 30 de metri lungime și o capacitate până la 270 de călători. În paralel cu campania de achiziție de noi mijloace de transport în comun, municipalitatea continuă investițiile în căile de rulare din Dancu și Tătăraș. Acestea vor fi finalizate în acest an.